Bună dimineața tuturor! Bine ați revenit la Urban Talks Live. Numele meu e Alex Claude și astăzi vă vom prezenta câteva din soluțiile pe care noi le-am dezvoltat împreună cu participanții de la Urban Mobility Lab Timișoara. Acesta este un proiect în colaborare cu EIT Mobility și ce ne-am dorit este să continuăm tradiția pe care noi am început-o anul trecut și în anii precedenți, când de fiecare dată când organizam un Urban Talks event, aveam și un Urban Hackathon. Și ne doream să aducem oamenii din comunitate împreună, de fiecare cu pregătiri și experiențe și competențe diferite, să rezolvăm niște probleme importante legate de viitorul orașelor noastre. Acum, în contextul 2020, un subiect care a fost pe agenda publică și de care ne-a păsat foarte, foarte mult a fost ideea de mobilitate urbană. Practic, orașul a fost complet reconfigurat în contextul de pandemie și de lockdown și ne-am pus cu toții problema de cum putem face ca această experiență a orașului de mobilitate, de a te duce din punct A în punct B, să fie mult mai eficientă, dar în același timp să fie și ceva care să îndeplinească mai multe roluri, pentru că nu e doar de a ne muta de la un punct A la un punct B, este și despre experiența pe care o avem în acest traseu. În concursul la Timișoara am avut foarte multe echipe și multe idei care s-au prezentat și vrem să vă dăm ocazia de a le vedea, de a le cunoaște un picuț mai în detaliu. Ele sunt, în esență, proiecte, ce ar putea fi proiecte pilot pentru orașele lor și să demonstrăm că competența și knowledge-ul nu trebuie să vină doar de sus în jos, poate să vină și de jos în sus și să le oferim, dacă oferi cadrul ca ideile să vină împreună și să construiască unul pe baza celuilalt, se pot găsi soluții destul de rapide. Ca să vă prezint un picuț cum se va desfășura ziua de astăzi, vom avea 3 sau 4 echipe, în funcție de cât de bine ne ajută conexiunea de internet, care se vor prezenta, își vor prezenta ideea la care au lucrat în cadrul Urban Mobility Lab. Și după aceea vom avea o sesiune de Q&A cu fiecare echipă în parte. Deci prezintă echipa numărul 1 și apoi le adresăm întrebări. Din acest motiv vă încurajez, folosiți comentariile pe Facebook sau pe YouTube unde ne urmăriți, pentru că noi ulterior le putem adresa direct invitaților și vă încurajez să distribuiți asta mai departe către prieteni și să fim parte în discuția de azi, pentru că garantat o să descoperiți niște proiecte foarte, foarte interesante. Pentru prima echipă o să facem un switch to English, pentru că avem o echipă formată din două persoane, una din Timișoara și cineva tocmai din Rotterdam. O să le dau ocazia să se prezinte mai în detaliu. Așa că, first and foremost, ladies and gentlemen, allow me to introduce you to Gabriel and to Cristina. They are representing the cargo team. And they will be first to present their ideas. And I invite you, as they present, think about a question that you would like to address it and write it down in the comments. Gabriel and Cristina, you have the stage. Gabriel, your microphone is muted. No, sorry. Hello, good morning. Hello, Alex, for the opportunity for this. Now we will go through the presentation. We will start to share our screen. One moment, please. Just let me know if everything is okay. Hello? Yes, everything is good. Okay, just to know. Hello again, good morning. Our name of the team is Cargo. We are hosted by Andrea Gabrielescu, Cristina Caputescu, and myself, Gabriel Aranda. And well, we decided to address the problem of logistics in the city of Timișoara. Who has this problem? Obviously, the municipality has this problem, the residential areas, the distribution companies have this kind of issues, the business owners. What is happening with this? With this is creating city congestion because of the lack of cargo infrastructure, also air pollution, noise pollution, and etc. Who are involved in these kind of projects? Well, of course, the business, the small businesses, the municipality, the logistic companies, post offices and couriers and other companies related with the delivery goods. Why is this a problem? Because either the lack of regulation and the lack of the cargo infrastructure. What is the problem not solved? Well, maybe because of the lack of interest, lack of or prioritization. At the beginning, we did a little research about what is happening in the city. So we discovered that
with this that this cause creates a problem around the 15% because the lack of infrastructure and also the a big pollution within the city. So in general, our proposal consists in the introduction of a new car infrastructure based on scheduling, with this implementing a new traffic regulation in order to group the goods within the city with the aim of reducing traffic and air pollution, with this satisfying the necessity for cargo spaces, the fluidity of the space, and the parking spaces. Who can be involved in this? The municipality, the logistic points, the customers from Oreca, designers, investors, urban designers, the IT sector, and so on. With this, we can achieve an environmental improvement, a smart administration of the street, and traffic reduction, and of course, the efficiency and the flexibility for goods of delivery. For this, we decided to address three study cases, and at the end, we keep one, which is in the Estrada Ion Ionescu de la Brat. We decided to address this point because of the richness of the program around. We have either schools, different and small Horeca centers, a little supermarket, and so on. Well, and now Cristina will have the word, and maybe she can continue. That's the situation. There's a lot of traffic jam, especially at noon when the kids are coming and going from school. And it's kind of critical to reorganize the area on cargo spaces infrastructure. So that was the idea to reshape the street, to reanalyze the street and to propose another way to use the space on that street and to create space for cargo on a scheduled program and to use the space in various ways, not only for cargo, on a scheduled seasonal or time space. And this is the area that is affected around Ion Ionescu de la Brat and the Petru and Pavel Street and the boulevard Calea Lipove and Holdelor. And the situation before and after our proposition of using the space. The solution is focused on community, and the people affected are the people in Ion Ionescu de la Brat area and the business owners and municipality. And it has repercussions on environment and. And then, well, they asked for how to organize this project in a period of 1 year. So at the beginning of the first 3 months, we decided to, okay, we can make the analysis and previous works related with this, doing the research about the area. In the second 3 months, the introduction of the phase one, which will be like the testing, and then the other three months, another phase to do the consolidation, and the last 3 months of the year will be like the application of an app, so everything can be related in a more efficient and smart way within the city. For this, okay, we look also different projects around the world. In this case, we found that, okay, in Barcelona, they are doing some scheduling, that in Parma, they are closing some streets and consolidation of the areas. And other are like also creating kind of a taxation for this. Okay, we were thinking, okay, we can take a little bit of these elements and to introduce us also for our project as an inspiration. When this also, we realized, okay, we did analysis how the more dense areas related with activities are within the city. So with this, okay, we can determine like, okay, maybe in the city center is more needed, maybe in the a little bit northern of the city is more needed, or a little bit in the south. And of course, with this, we can change we were making a little analysis, and we saw for only one of these units,
we will require an investment of 1,000, let's say 800 euros, just to make the first part of the for the introduction of the project. Mm-hmm. And at the end, just as a conclusion, we have to remember that all the infrastructures are changing according to the time and the necessities. For example, this is the Acueducto de las Ferres in Tarragona in Spain. And of course, we can see this infrastructure who was holding the water to, within the city. Now the new infrastructure going inside of the city, no? And with this, to understand that all the cities are changing and all the cities need adaptation. And this is really important from every time and every moment. So, well, we want to say thank you for this opportunity. And, well, I hope you like our project. Thank you very much, Gabriel. Thank you, Cristina. This was quite interesting. And I was wondering, because, like, whenever you think of urban mobility, of course, the focus is around, let's say the uses of individuals. And some people think, okay, urban mobility, the solution is build highways, build bigger streets. You know, they're going down that classic route. How did you come up with this particular solution? Was it because of that inspiration you saw from other cities, or what was your intuition into solving this problem in a more effective way? Well, it's not only what we realize in other cities. It's a problem that is happening right now. So, okay, it's like, what can we do? This is the first question. What can we do? After looking some of these problems in the city, you say, okay, we know this is lacking within the city. So we can introduce this new layer into the city that doesn't exist. Then with this, we can have a repercussion. Either it goes in a good way or a bad way. But okay, we want to go in the positive way, let's be honest. So with this, okay, you can understand. And also the people can see, like, okay, after we have this spot to do this, let's say, a cargo spot, the people can respect it and can reorganize themselves. So let's say, so that's why we decided to make it with timetable. So let's say during the morning, it works for one specific thing, and then afternoon works in a different thing. So at the end, we can solve, and we can have like two different solutions for only one specific problem. It can be the parking space for these specific things, the infrastructure, then the reduce of the traffic, because at the end, this is causing traffic, like we show in the photos. And of course, security for the people, because when you are parking like crazy somewhere, this is people is at risk, either the pedestrians or the people who are cycling or the people who is driving, or even you can damage another infrastructure within the city. So at the end, it's like something that you see this as a problem. And again, it's a problem that no much people see it. Like we were discussing in the past, like the things are in the city, but we don't realize where are they come from or how they are in your house, you know? So I think also this can create awareness about or way of buying stuff and also getting goods from other places out of the city. Mm-hmm. I saw that you already took into account, the whole discussion with the local authorities, because that is kind of the first thought we think about, like, yeah, we have great ideas, but how do we get the local authorities on board? What are your plans for next year? Would you love to see this pilot and propose it for this to be implemented in Timișoara? Yes, of course. Of course. In fact, this is something that we would like to have the opportunity to talk with the local authorities in a more serious way and to try to make an example. At the end, we really don't need like a big thing. Let's say we can start in the street, which we can find some different activities we can propose. Okay, we can designate an area. We can propose to the city, involve the users, and at the end, it's like just to do a testing. One, the people they have first to create a behavior. This is the most important. And when the people have some behavior and understand how this works, this test goes and can be consolidated. So it works like this. So if we start, let's say, with only 400 meters street, it will be super cool because with this we can address a lot of users. Mm-hmm. That's true. This is kind of the feeling I also have. The biggest challenge with every change or project like this is how you get human behavior on board, because that is probably the toughest infrastructure to change, the mental infrastructure of people. I was curious, because this is probably something that is on the minds of everyone. How did you and Cristina get to work on this particular project? Because people would expect
the solutions to come only from Timișoara, but you're tuning in all the way from Rotterdam. How did this come about? Well, from my part, I lived in Timișoara for a brief time of period of time. I was part of the Pioneers program from Climate Geek, so and I did it in Timișoara. So also I have the opportunity to meet Cristina, and well, Cristina can keep saying, but well, yeah, I mean, we met there. Cristina also was part of the Pioneers program, so it was also nice to. Well, to have the opportunity to meet over there and to discuss about these ideas and different ideas we have in mind. Awesome. Well, thank you very much for the presentation. I really hope next year we can showcase your pilot in whenever we get to do Urban Talks again in Timișoara face to face. And we'll probably see a bit of how exactly, because this is the interesting part, because this is not the part that you'd see very much promoted in media, is that process of piloting and, you know, the interaction with local actors. So hopefully by next year, we'll have a more interesting conversation about this project. Thank you very much, everyone. And please, like I said, leave a comment if you want to add any other questions or if you want to stay in touch with their idea, if you like it, if you want to support it. If you happen to work for Timișoara's local government and you're here, please get in touch with them. Okay, so switching from English back to Romanian. Acum o să discutăm despre problema, un alt subiect interesant în partea de mobilitate urbană, de cum ai putea să faci mobilitatea să fie ușoară nu doar pentru mașini, ci să fie și ușoară pentru oameni de rând care au nevoie să se deplaseze și poate le place mersul pe jos și vor să se bucure de acest mod de transport mai mult. Și aici îl avem pe Vlad Rada din partea echipei Strollers. Așa că, Vlad, ai ocazia și după aia o să te adresăm mai multe întrebări pe măsură ce descoperim ideea. Da, bună ziua! Aș vrea să mulțumesc și eu din partea echipei de Strollers pe această cale pentru oportunitatea creată de concursul ăsta. O să dau acum share. Așa, da. Problema... Un moment, încă nu a apărut prezentarea. Cel puțin la mine mi-apare ecranul un pic blocat. Acum? Încă nu. Hai să... Poți să mai încerci o dată? Te rog? Să-l închizi și să repornești? Hai că acum apare să funcționeze. Acum? Ia să vedem. Am deschis-o acum. Se vede? Cred că trebuie să alegi... ai ales tot ecranul sau ai ales doar aplicația? Pentru că se vede doar... Hai să mai încercăm o dată, să alegi tot ecranul ca să funcționeze, câteodată se mai întâmplă și... Acum? Așa? Da, acum e bine. Poți să dai full screen. Perfect. Ok, super. Problema pe care am ales să o tratăm noi e o problemă pe care am întâlnit-o în experiența proprie, pentru că principalul mijloc de locomoție al nostru prin oraș e cel pietonal. Și am observat în Timișoara problema conectivității pietonale la nivel de oraș. Aici mă refer la trasee pietonale discontinue sau care au suprafață de călcare foarte deteriorată. Și în ciuda proiectului de pietonalizare a cartierului Cetate, care e nucleul istoric, principal, există încă probleme de conexiune la nivel în intercartiere. Și bineînțeles că asta duce la o utilizare mai frecventă a mașinilor, la încurajarea unui, mă rog, stil de viață nesănătos, la diminuarea interacțiunilor sociale, la căderea anuitare a anumitor zone care devin strict zone de tranzit rutier. Și ăsta e un exemplu de traseu actual prin Timișoara care se realizează, de exemplu, între clădirea de birouri Fructus Plaza și Parcul Botanic,
din cauza felului cum sunt structurate traseele pietonale astăzi, trebuie să ocolești mult ca să ajungi până în parcul care se află, de fapt, la 100 de metri de clădire și ar putea fi scurt circuitat traseul ăsta mult mai ușor. Și de asta soluția noastră poate nu se adresează fiecărui punct în care punct problematic pentru pieton, pentru că nu ar fi realist să facem asta la nivelul fiecărui punct din Timișoara, și e mai mult o soluție care e de fapt o variantă mai bună, probabil, a situației existente. Și conceptul nostru e acela de autostrăzi pietonale. Practic să încercăm să creăm niște artere care să fie destinate exclusiv deplasării pietonale. Ideea noastră s-a bazat pe un model care există deja în Timișoara de-a lungul canalului Bega, unde în mod natural s-a dezvoltat o principală arteră pietonală. Și noi am mai identificat o posibilă astfel de arteră care s-ar putea dezvolta și de-a lungul căii ferate care merge spre Lugoș, care traversează orașul chiar prin inima lui. Aici o imagine care arată modul în care s-ar putea dezvolta proiectul ăsta, din stadiul de proiect pilot până la stadiul de strategie de dezvoltare urbană, putem să zicem. Soluția noastră face uz de dâmbul, de nivelarea asta pe care îi așezat calea ferată și care permite apropierea mai mult de ea a pietonilor, pentru că diferența de nivel nu i-ar supune unor riscuri de siguranță majore. Și asta e pe harta asta, se ilustrează felul cum ea s-ar dezvolta și zona pe care s-ar implementa prima dată. Asta e zona pe care s-ar implementa prima dată, deci zona de proiect pilot. Am ales-o pentru că ea conectează o zonă importantă de birouri cu un parc central important și cu zona de Julius Town, care acum e de asemenea o dezvoltare imobiliară foarte importantă pentru oraș. Bucata asta de traseu ar acomoda toate circulațiile care s-ar scurge pentru a te deplasa de la Julius Town, de exemplu, până la Fructus sau la CBC. Aici sunt niște schițe care simulează traseul care s-ar forma. Asta e situația existentă cu taluzul ăsta pe care e așezată calea ferată și felul cum s-ar implementa proiectul pilot, care în prima fază ar fi probabil un deck de lemn, deci o intervenție reversibilă, care e și din punct de vedere birocrat desfășurat pe perioada unui an, pentru a-i se observa efectele, poate și efectele neanticipate, să se ia decizii pentru dezvoltarea ulterioară a ideii. Bineînțeles că ar aduce beneficii în principal pentru pietoni, care ar putea să-și desfășoare activități zilnice la pas mult mai ușor, n-ar fi obligat să recurgă la mașini, pentru bicicliști, pentru oameni care desfășoară activități fizice, sportive, pentru elevi care ar putea circula mai ușor până la școala lor și alți stakeholder implicați sub administrația locală, căile ferate române, astea sunt principalii. Un alt proiect asemănător de care noi știm e Highline din New York, care era tot așa o cale ferată
pusă pe piloți, care a fost transformată într-un traseu verde de-a lungul Manhattanului, dar acolo situația e un pic diferită și din cauza felului cum arăta calea ferată și din cauza densității mult mai mari. Deci, oricum, ca și concept, putem spune că e tot acela de autostradă pietonală. În ceea ce privește potențialul de piață, propunerea noastră e implementabilă și cam în toate orașele în care o cale ferată le trece prin țesutul, prin masa populată a orașului, deci nu pe margine, nu pe marginea orașului. Și asta se întâmplă în multe orașe, inclusiv din România, cum e Brașov, Cluj, București, unde căile ferate sunt niște falii în oraș, practic, și rup două zone, le deconectează. Din ceea ce privește sustenabilitatea financiară, proiectul pilot nu ar implica costuri mari, pentru că construcția decului nu e o construcție permanentă sau care necesită fundații sau toate avizile de care ar avea nevoie o construcție permanentă, dar bineînțeles că ar necesita un efort din partea administrației publice, s-ar putea eventual recurge la un parteneriat public-privat, pentru că și multe instituții private ar beneficia de pe urma unei conectivități de astea la nivel de oraș. Și asta aici am detaliat progresul nostru de-a lungul concursului. Și asta e soluția noastră. Sper că nu m-am întins prea mult. Nu, și... chiar deloc. Mulțumesc tare mult pentru prezentare. Chiar vreau să profit de exemplu pe care l-ai dat legat de New York, pentru că, cum ai spus tu, acolo e un proiect mult mai complex, mult mai complicat. Și dacă e să te gândești, New York-ul e un oraș străbătut de orice, dar mai puțin de spațiu pietonal. Și atunci, cumva, dacă se poate acolo, se poate și aici. Și e bine că ați profitat deja un exemplu care e deja implementat în Timișoara, și anume traseul pe Bega. Voi sunteți în echipă colegi de la arhitectură, din câte am înțeles. Ideea asta cum a venit? Pentru că ați descoperit ce s-a întâmplat la New York sau a fost o intuiție pe care voi v-ați format-o așa pe măsură ce ați intrat în problemă? A fost mai mult o intuiție, pentru că fiind studenți la arhitectură petrecem foarte mult timp explorând orașe pe Google Earth sau în măsura în care putem pe Vue, prin hărți, planuri și așa mai departe, și atunci de-a lungul timpului, observând diverse caracteristici, diverse forme, te gândești la multe lucruri care s-ar putea implementa. Și ăsta a venit cumva, se vedea foarte ușor cum e, calea ferată e dispusă aproape simetric față de canalul Bega, deci cum canalul Bega influențează partea de sud, așa calea ferată ar putea fi un culoar de ăsta pentru partea de nord a orașului. A fost mai mult intuitiv. După aia ne-am adus aminte că da, stai că și în New York s-a făcut chestia asta într-un fel sau altul, am putea să vedem ce s-a făcut acolo. Și cumva ideea, într-adevăr, pare destul de simplă la prima vedere. Din perspectiva voastră, ce credeți că a făcut o idee de genul ăsta să nu apară până acum? Cum de celor de dinainte le-a scăpat cumva această soluție? Problema, cred că e o problemă generală în România, felul în care e tratată mobilitatea pietonală. Asta din mai multe motive. Odată din cauza dezvoltării haotice, din punct de vedere urban, și nu numai în ultimii 30 de ani, și lipsa unor politici coerente în sensul ăsta de remodelare a traseelor pietonale. În mod parțial justificat, s-a pus foarte mult accent pe mobilitatea rutieră și așa mai departe în România în ultimii 30 de ani, pentru că era nevoie de o dezvoltare puternică a infrastructurii de transport de mărfuri și așa mai departe, dar
are așa reverberație asupra modului în care tratăm interiorul orașului, care ar trebui probabil configurat și mai mult la scara omului individual. De acord, asta cred că e un lucru despre care am tot vorbit și noi aici la Urban Talks, faptul că incentivul și gândirea a fost foarte mult orientată spre mașină, de cum construim orașul în jurul mașinii, și acum, mai ales odată cu pandemia, a început în sfârșit publicul larg să descopere ideea că da, orașul nu e construit în jurul meu, eu nu mă simt primit bine de orașul meu. Și mă bucur că voi ați găsit o soluție care, într-adevăr, nu presupune o schimbare masivă de jos, ci de fapt poți arăta că și cu infrastructura deja creată poți crea spațiul și pentru astfel de arteră pietonală. Și, într-adevăr, e ce mi se pare foarte potențialul că voi v-ați gândit la pilotul doar pentru zona parcului botanic, este că la fel cum este și pentru Bega, poate fi și o soluție de a conecta anumite zone, cum ai spus tu că Bega conectează sudul, aici poate conecta zona asta mai de nord, și poate într-adevăr este și o soluție pentru alte orașe, că mi-aduc aminte de fiecare dată când treceam prin Brașov cu trenul, vedeam o grămadă de cartiere și nu m-am gândit niciodată, adică sincer îți spun, și mie mi se pare o idee așa de simplă, evidentă, dar tocmai câteodată ideile simple și evidente sunt alea pe care ne scapă în cel mai multe cazuri. Ce vă propuneți pentru anul viitor? V-ați dori să vedeți un astfel de pilot implementat de autoritățile locale? Da, ar fi foarte frumos, credem noi, și benefic, și avem încredere că arăta foarte rapid beneficiile, dar actorii implicați sunt destul de mulți și e posibil să fie complicat, dar nu cred că e imposibil, tocmai pentru că există atâtea exemple care sunt deja implementate. Corect, corect. La fel sperăm că atunci când o să revenim cu Urban Talks în Timișoara, o să și punem împreună în aceeași cameră și ideile voastre și decidenții locali, și să sperăm că procesul va fi mai smooth și mai ușor de implementat. Da, mulțumesc mult, Vlad! Da, te rog! No, mai voiam să zic că deși pe termen lung asta ar putea avea și un impact economic major, pentru că cel puțin în Timișoara, de-a lungul căi ferate, există platforme industriale dezafectate care, tocmai din cauza căi ferate, sunt rupte chiar din mijlocul orașului, chiar din centrul orașului pe care îl înconjoară, și asta ar fi o cale bună de regenerare urbană a zonelor respective, prin conectarea cu zone deja active. Complet de acord, complet de acord. Mulțumesc mult, Vlad, mult succes de Stroller, și să sperăm că la anul vom afla mai multe despre povestea voastră. Și acum continuăm cu al treilea proiect de astăzi, și acum o să discutăm despre partea care înainte cumva ne provoca câteodată cel mai mult stres, și anume commute-ul, ideea de a merge de acasă până la lucru, și ne-am tot pus problema, oare cum am putea face experiența asta mai bună. A venit pandemia, ne-a dat asta peste cap, plecat de ce înseamnă un commute. Unii dintre noi poate am și renunțat la acest concept, că am început să lucrăm de acasă. Însă, odată ce revenim la viața, să zicem, să sperăm, normală sau post-pandemie, iarăși trebuiască să facem naveta, și atunci cum am putea să o facem într-un mai inovativ? Și aici o să o invit pe Ioana din partea Alternative Commute. Ioana, bine ai venit! Mă bucur să te avem alături de noi. Ai prezentarea pregătită? Da. Ok, hai că o să încerc să o adaug pe ecran. Și la mine încă nu se vede. Nu știu dacă ție îți merge pe celălalt ecran. Imediat. Pare că nu merge. Ok. Dacă nu o să avem dacă nu o să ne meargă din păcate cu share screen-ul, ai putea să ne prezinți și fără partea de vizual, dacă cumva avem ghinion? Sigur. Spune dacă se vede acum. Da, se vede ecranul. Poți
Dar a dispărut pentru o secundă. Imediat. Așa. Da, poți okay. să dai acum la prezentare. Ar trebui să fie pe prezentare. Mișcă la cum? Că ai dat tot ecranul sau doar aplicația? Imediat o să modific. Ok. Perfect. Bun. Acum poți da super. Full screen și succes. Mulțumesc frumos. Bună, eu sunt Ioana, sunt urbanist și acum urmez un program de administrare a afacerilor în Elveția, iar împreună cu colegii mei, Doru, care este expert pe marketing, și Vlad, care este student în arhitectură, am vrut să găsim o soluție la problema navetismului din Timișoara. După cum știm, fenomenul de urban sprawl, de dezvoltarea locuințelor în afara ariei orașului Timișoara, este un fenomen care este foarte vizibil în ultimul timp. Foarte mulți oameni aleg să locuiască în afara orașului, unde este mai liniște, își pot achiziționa casă și avea mai mult loc, dar asta vine cu problema muncii care este înăuntrul orașului. Foarte mulți oameni fac în fiecare dimineață naveta spre oraș, iar asta înseamnă odată un timp pierdut pentru acest lucru, dar și stres, poluare și spațiu ocupat în oraș. Noi, prin soluția pe care o propunem, targetăm în principal problema sustenabilității, adică poluarea produsă de mașini, dar și activitatea fizică pe care oamenii o depun pentru naveta zilnică. La nivelul Timișoarei, conform unui studiu făcut de Banca Mondială, 25% din totalul angajaților din oraș fac naveta. Fiind de asemenea și un oraș universitar, acestora li se adaugă și studenții care în multe din weekendurile din lună se deplasează spre casă și înapoi. Acest lucru produce trafic, poluare, stres și ineficiența utilizării spațiilor de parcare. Pentru că venind la muncă cu mașina doar pentru această nevoie, 8 ore pe zi mașina stă în parcare neutilizată, iar mai apoi în total o folosești aproximativ o oră pentru a ajunge înapoi acasă. Soluția pe care o propunem noi este o aplicație mobilă care integrează toate serviciile de transport, iar pe baza datelor în timp real îți propune rute personalizate pentru a ajunge la destinație. În cadrul aplicației poți alege mai multe tipuri de navetă. Cea pe care o propunem noi este cea mai sustenabilă. Asta înseamnă că în funcție de timpul pe care ți-l aloci tu pentru a ajunge la muncă, aplicația îți poate da mai multe metode de transport, încercând să-l facă cât mai sustenabil. Asta înseamnă că de acasă 20 de minute sau 3 km, 5 km poți să mergi cu carpool, iar după care o să-ți dea traseul pentru a ajunge la cea mai apropiată bicicletă sau trotinetă electrică și să-ți continui drumul spre locul de muncă cu aceasta. Aceasta este aplicația pe care noi am gândit-o. Deocamdată, pentru că este un proiect deja în lucru, avem partea de carpool pe care o să începem să o testăm chiar de săptămâna viitoare, urmând ca mai apoi să încercăm să atragem și administrația locală pentru a incorpora în aplicație și partea de trasee de transport în comun, iar mai apoi companiile private de transport, car share, trotinete electrice, biciclete, toate modalitățile de transport. De asemenea, am făcut și o cercetare de piață. Am observat care sunt companiile care propun un produs asemănător și am venit cu partea de gamificare, prin care încercăm să
premiem cei mai sustenabili cetățeni ai Timișoarei. Asta înseamnă că dacă alegi variante mult mai sustenabile, cum ar fi bicicleta, mersul pe jos, încerci să folosești cât mai mult transportul motorizat, câștigi puncte prin care mai apoi poți să, ai acces la unele beneficii date de partenerii ai aplicației. Aplicația este justificată și este fezabilă având în vedere că prima parte a aplicației, cea de carpooling, este aproape pe piață. Sperăm că la începutul anului deja să semnăm primii clienți, iar mai apoi credem că companiile private vor fi cele mai atrase de acest serviciu, putând beneficia de suportul aplicației noastre pentru a avea mai mulți clienți. În primele trei luni ale anului viitor am vrea să implementăm serviciul de carpooling și să integrăm punctual hub-urile de mobilitate existente, adică locurile în care deja în Timișoara există stații pentru biciclete, locuri în care sunt stații de încărcare pentru trotinete electrice și locuri în care poți de unul singur să îți iei alte vehicule de transport. Apoi să încercăm să introducem partea de companii private, urmând ca până la sfârșitul anului deja să pornim și cu partea de transport în comun. Segmentul pe care noi îl targetăm sunt evident navetiștii, oamenii care în fiecare zi vin din afara orașului pentru a munci în interiorul Timișoarei. Dar pentru a face acest lucru posibil avem nevoie de mai mulți actori urbani, asta înseamnă cetățenii, administrația publică, iar mai apoi companiile. Companiile de transport în comun, de car sharing, de bike sharing și companiile partenere care vor avea un foarte mare impact asupra părții de gamificare. Prin produsul nostru vom crește nivelul de trai și al bunăstării cetățenilor din Timișoara. Asta pentru că cei mai sustenabili și cei mai sănătoși oameni, cei care merg cel mai mult pe jos sau cu bicicleta, vor fi premiați. Traficul va fi descongestionat, iar evident poluarea foarte mult redusă. După cum am zis, am făcut un studiu de piață. Aplicația cea mai apropiată de produsul pe care vrem noi să îl implementăm este CityMapper, care pune la dispoziție aceste rute. Dar, după cum am zis, noi vrem să punem foarte mult accent pe partea de gamificare și de premiere. După Timișoara, am vrea să scalăm către celelalte centre universitare din țară, către clădirile de birouri sau platformele logistice, pentru că vrem să facem și parte de B2B, business to business, și de scalare către celelalte reședințe de județ cu probleme de trafic sau cu navetism ridicat. Clienții și utilizatorii pe care îi vom avea sunt, bineînțeles, cetățenii Timișoarei, care vor beneficia de sistemul integrat de transport, companiile private care vor să ofere acest beneficiu către angajații lor, să le ofere un suport pentru a ajunge în fiecare dimineață către locul de muncă și, bineînțeles, administrația publică. Ca sustenabilitate financiară, ne gândim în primul rând la a merge către companii și a oferi acest produs ca beneficiu pentru angajați, iar pentru cetățenii Timișoarei sperăm să putem într-un fel să facem acest produs gratuit pentru aceștia, urmând ca anumite feature-uri suplimentare să poată fi cumpărate din aplicație. Promovarea pe care ne-am gândit să o facem este în principal pe Facebook și Instagram, locul în care cetățenii stau cel mai mult, iar pentru companii și universități vom intra în contact direct și le vom
arăta beneficiile acestui produs. Aceasta este aplicația pe care noi am propus-o și sperăm că în scurt timp vom reuși să le aducem cetățenilor din Timișoara chiar un produs fizic. Mulțumim mult! Super, mulțumesc și eu, Ioana. Practic, ce mi se pare interesant la proiectul vostru este că deja este destul într-un stadiu destul de avansat și o să-l vedem în funcțiune începând cu anul viitor. Cred că în prima fază mulți oameni se așteaptă că, având în vedere că mulți lucrăm de acasă, ideea că nu ar prinde prea mult ideea, dar având în vedere și faptul că mulți oameni preferă să nu fie în spații prea aglomerate ca să ajungă la job, cumva este și un avantaj aici. Cam realist vorbind, sau cel puțin pe baza predicțiilor voastre, cam la câți clienți activi sau utilizatori activi vă așteptați pentru primele 3 luni ale anului sau primele 3 luni de când ar fi aplicația gata? Ok. Noi am început să lucrăm la proiect încă de la începutul anului în forță. Deja am discutat cu unele companii și pot să estimez că undeva la 5 companii vor veni în prima jumătate a anului viitor. Okay. Iar legat de ce ai spus față de situația curentă, noi credem că oamenii vor vrea să se întoarcă la birou pentru că suntem totuși ființe sociale și avem nevoie de această legătură cu restul oamenilor. Iar pentru cei care sunt reticenți, noi considerăm că a merge la muncă cu un coleg de muncă cu care oricum îți petreci timpul este mult mai safe decât a merge cu transportul în comun. Deci este o variantă și mai confortabilă și mai safe în această perioadă. De acord. Cel puțin mi-imaginez, strict pentru cazul Bucureștiului, că sunt multe cazuri în care sunt birouri la care n-ai putea ajunge cu transportul în comun sau dacă ai ajunge, ți-ar lua vreo oră să le tot schimbi, să tot mergi în zona asta. Vreun motiv anume pentru care Timișoara ați ales să fie primul vostru oraș sau vă gândiți deja și pentru București și așa mai departe? Bineînțeles, ne gândim și la celelalte orașe. Timișoara este unul din orașele cu cea mai mare tracțiune din punct de vedere economic din ultimii ani, alături de Cluj. Deci, bineînțeles că am luat în considerare orașul datorită puterii economice pe care îl are. Dar vom vrea cât de curând să mergem și către celelalte orașe mari ale României. Și o ultimă întrebare pentru cei care sunt poate interesați de idei, le place. Unde v-ar putea găsi, dacă aveți o pagină de Facebook, Instagram sau deja aplicația, dacă poate fi instalată? Aplicația nu este deocamdată gata. Ne găsiți pe LinkedIn, pe SmartRides sau pe site-ul nostru www.smartridesapp.com. Ok. O să vă las un link în comentarii pentru cei curioși care vor să afle mai multe și să sperăm să dintre cei care ne ascultați să devină printre primii useri ai aplicației. Mulțumesc foarte mult, Ioana. Mult succes cu proiectul Alternative Commute. Și acum o să avem ultima noastră echipă și să sperăm că internetul va fi cu noi, că am avut câteva probleme logistice la început. Și vom discuta despre un subiect, când vine vorba de mobilitate urbană, e un subiect pe care mulți oameni îl cunosc și îl simt ca experiență zilnică, și anume locurile de parcare. Și echipa Carlands, prezentată astăzi de Ionuț, vrea să ne ofere o soluție în sensul ăsta. Bine ai venit, Ionuț! Bine am găsit! Te auzim bine, pare să fie conexiunea destul de stabilă, așa că super, logistica e de partea noastră. Ai și tu o prezentare, dacă nu mă înșel? Sigur. Hai să o pregătim. Așa. Perfect. Ionuț, ai legătura. Mulțumesc foarte mult. Deci, bună ziua încă o dată. Numele meu este Mistran Ionuț și voi prezenta mai departe proiectul echipei Carlands. Voi trece direct la problemă. Problema este identificarea locurilor de parcare. Cu toții iubim Timișoara, ori ca cetățeni, ori ca turiști. Iubim zona pietonală pentru toate oportunitățile pe care ne le oferă, pentru a ne plimba, pentru a explora orașul. Dar în același timp sunt și cetățeni care trebuie să ajungă în zonele centrale ale orașului, pentru că ori au o problemă urgentă de rezolvat, fie la instituțiile statului, fie în alte zone. Și
transportul în comun este o variantă pentru că pur și simplu ar trebui să schimbe prea multe mijloace de transport în comun, fie poate nu este o variantă sigură în aceste momente în care există această pandemie. În același timp, există studii care arată că 30% din traficul dintr-un oraș este generat de cetățenii care circulă în căutarea unui loc de parcare, pe banda întâi. Și putem vedea suficiente situații în trafic în care traficul este îngreunat pe banda întâi pentru că sunt șoferi care merg mai încet în așteptarea unuia care se iasă dintr-un loc de parcare și a putea parca acesta după. Și apoi mai avem o problemă cu șoferii care pur și simplu ajung să regrete că au ales să meargă într-o zonă centrală și nu s-au dus cumva mai departe de zona de interes a lor, neștiind că nu vor găsi un loc de parcare. Și putem merge puțin mai departe. De ce această problemă nu a fost rezolvată încă? În primul rând pentru că soluțiile clasice de tarifare a locurilor de parcare presupun un tarif pe oră pentru locurile de parcare deja disponibile. În Timișoara deja avem o împărțire în zone galbene, zone roșii cu tarifare diferită, dar aceasta este pe oră. Asta înseamnă că un șofer, dacă vrea să-și planifice călătoria și stă puțin mai departe de, poate chiar în afara orașului și trebuie să ajungă în zona centrală, nu poate să estimeze dacă va găsi cumva un loc de parcare într-o anumită zonă, poate peste o oră când va ajunge el în centrul orașului. Și pentru aceasta avem nevoie de o soluție puțin mai complexă care să ne ofere în timp real locurile de parcare. Care este soluția pe care noi o propunem? În primul rând, noi propunem o soluție software care să fie integrată cu platformele deja existente în Timișoara, cum ar fi site-ul primăriei sau Team Park, prin care șoferii să poată intra facil și să vadă care sunt locurile de parcare din Timișoara și care este disponibilitatea lor în timp real. Și pun foarte mare accent pe în timp real, pentru că mai departe vă voi prezenta o soluție software care poate să ne dea în sub o secundă care sunt locurile libere din acest oraș. Cum ar funcționa această soluție? În primul rând, folosim imaginea din satelit pentru a corela care sunt locurile de parcare publice sau private disponibile cetățenilor și pentru a avea efectiv locațiile lor GPS pe hartă și a le putea număra. Apoi presupune să avem o soluție prin care putem detecta dacă locurile acestea sunt ocupate sau nu. Și aici avem două soluții. Una este de a folosi camere video care să monitorizeze locurile de parcare într-un format fix și alta e de a avea o cameră video mobilă care poate fi montată pe autobuze sau pe tramvaie, care să monitorizeze acele locuri de parcare care nu sunt supravegheate cu o cameră video fixă. Și apoi ar veni partea de aplicație, de soluție software, care ne dorim noi să fie integrată cu soluțiile deja existente în Timișoara, tocmai pentru a nu obliga cetățeanul să instaleze o altă aplicație și care ar permite cetățenilor să aibă o tarifare variabilă în funcție de disponibilitate, cât de multe mașini ocupă deja locul de parcare, în ce moment al zilei se dorește parcarea unei mașini, zona orașului și în același timp să permită și tarifarea la minut, astfel încât cetățenii care poate trebuie să ajungă doar un sfert de oră în centrul orașului să rezolve o problemă, să nu trebuiască să plătească pentru întreaga oră și să chiar se elibereze locul de parcare mai devreme. Am menționat faptul că am putea vorbi despre camere video care sunt montate pe mijloace de transport în comun, cum ar fi autobuze, tramvaie sau poate chiar pe mașini de sărbătoare. Avantajul acestora este că ar putea rezolva și alte probleme în afară de cele a locurilor de parcare și acesta a fost chiar un punct cheie pe care l-am dezvoltat în cadrul acestui hackathon și acestui concurs. Aici puteți vedea o parte din problemele care le poate soluționa. Pe lângă faptul că putem număra călătorii din stațiile de autobuz prin această cameră mobilă și în acest fel a trimite date mai departe pentru a se suplimenta, dacă se poate, cu mașini dinamic și a încerca să soluționăm problema călătorilor care așteaptă prea mult în stațiile de autobuz sau a rezolva aglomerarea din stațiile de autobuz. În același timp putem detecta automat șoferii care circulă ilegal pe banda de autobuz. Să sperăm că în viitor vom avea cât mai multe benzi de autobuz tocmai pentru a fluidiza cât mai mult
traficul acestora și în același timp pot fi detectate și evenimentele rutiere. În felul acesta, costul unor camere care pot fi montate pe mașini, care este mai mare decât o cameră statică, fizică, care monitorizează o parcare, va fi amortizat prin soluțiile pe care prin problemele pe care le poate rezolva. Din punct de vedere al implementării, noi am gândit acest proiect în două faze. O dată, prin montarea unei camere fixe pentru parcarea hotelului central, și aici ar fi vorba exact despre o cameră fizică care monitoriza această parcare. Și în a doua fază ar fi o cameră mobilă care ar putea fi montată pe tramvaiul 1, care traversează zona roșie și care în același timp, prin traversarea acestei zone, observă suficiente locuri de parcare publică, dar care nu sunt monitorizate cu camere videostatice. Din punct de vedere al desfășurării proiectului sau roadmap-ului, noi ne-am propus ca în prima lună să montăm această cameră în parcarea de la hotelul central și să o calibrăm, apoi într-o perioadă de maxim 3 luni să facem această instalare și pe tramvaiul 1, apoi după alte 3 luni putem să integrăm aceste soluții cu T-Park, Transteam, site-ul primăriei sau alte aplicații pe care primăria le are sau cu care dorește o integrare a acestei aplicații prin care cetățenii să vadă locurile de parcare libere în timp real. Iar apoi, până la finalul anului, ar fi monitorizarea întregii zone roșii și apoi a întregii zone galbene prin camere fixe și mobile. Cum beneficiază comunitatea de această soluție? În primul rând, șoferii vor putea să-și planifice mai bine călătoria în centrul orașului și interacțiunea cu instituțiile publice, pentru că vor ști de la bun început dacă o zonă este foarte aglomerată și vor putea să o evite în avans, nemai fi nevoit să ajungă până acolo și apoi să caute locul de parcare, să nu găsească și până la urmă să parcheze de la bun început într-o zonă mai îndepărtată. Și în același timp ajută primăria prin faptul că aceasta nu va fi obligată să creeze mai multe locuri de parcare, ci va putea să le folosească pe cele deja existente mult mai eficient. În același timp ne dorim să facem un parteneriat, cum am spus, cu RATT și Team Park, pentru că nu dorim să introducem o aplicație suplimentară pentru cetățeni care să nu ajungă să fie folosită, ci să fie deja integrată în soluțiile pe care deja timișoarenii le folosesc. La final vom avea cetățeni mai mulțumiți pentru că vor putea să-și folosească orașul mai eficient, orașul lor va fi mai digitalizat, mai accesibil, mai ales pentru tineri care folosesc smartphone-ul, dar nu numai. Vom reduce traficul tocmai pentru că vor ști de la bun început cetățenii cum să-și planifice călătoria și unde să parcheze. Vom reduce poluarea tocmai pentru că nu vor mai exista. Vom evita scenariile în care șoferii vor polua orașul doar încercând să caute un loc de parcare, 30%, așa cum v-am spus. Primăria va putea genera un venit mai bun din locurile de parcare deja existente prin faptul că vom avea tarifare dinamică pe minut. Și în același timp, cum am spus, utilizarea mult mai eficientă a locurilor de parcare deja existente. Cine suntem noi? În primul rând, sunt o echipă cu multă experiență și background în inginerie, cu experiență în dezvoltare software, în inteligență artificială și mai ales în dezvoltarea de soluții software scalabile, așa cum este și cea pe care v-am prezentat-o. Avem printre noi persoane care au stat foarte mult și în Iași, și în București, și în Timișoara. Așa că am văzut că astfel de probleme nu sunt doar în Timișoara, se întâlnesc în marea majoritate a orașelor mari, iar soluția pe care am propus-o este la fel de ușor scalabilă în aceste orașe cum ar fi și în Timișoara. Vă mulțumesc foarte mult și aștept întrebările voastre. Super, mulțumesc foarte mult, Ionuț. Îmi place foarte mult ideea voastră pentru că cumva aveți o soluție foarte universală, dar începeți de la acest concept foarte mic. Ok, avem această primă parcare în minte, o testăm aici și apoi mergem mai departe. Am o întrebare legat de această inițiativă foarte interesantă, legat de monitorizarea cu ajutorul tramvaiului, cu o cameră mobilă, pentru că, într-adevăr, asta reduce costuri. Însă, sunt curios, în esență, ați dota toate tramvaiele pe acel traseu cu o cameră sau anumite trasee, dacă știți că merg la un interval constant? În primul rând, nu ne interesează să punem camere video pe toate tramvaiele. Asta depinde foarte mult de frecvența la care am dorit să obținem date. Pentru că
este cumva evident. Dacă avem camere fizice, noi putem să dăm un răspuns legat de dacă sunt locuri de parcare mai puțin de o secundă, pentru că monitorizăm constant. Atunci când avem, când vorbim despre camere mobile, monitorizarea locurilor de parcare se face în momentul în care acel tramvai ar trece prin fața locurilor de parcare deja existente. Așa că atunci, în zonele respective ne interesează frecvența. Dacă se întâmplă la un sfert de oră, poate să fie poate suficient pentru a oferi o amprentă a locurilor de parcare cât de cât în timp real. Și în primul rând am ales tramvaiul roșu tocmai pentru că cumva trece prin lângă foarte multe locuri de parcare deja din sistemul public și ar fi o eficientizare a costurilor și montându-l direct acolo. Tocmai, ce mă gândesc acum este că într-adevăr, la început, soluția nu va prinde destul de multă tracțiune până când nu acoperă deja o zonă mai largă și cred că asta va fi primul instinct. Așa, cam ce zonă a Timișoarei vă propuneți să acoperiți întâi? Că va trebui să prioritizați dacă proiectul merge mai departe. Pe ce zonă v-ați axa înainte de toate? Este evident că zona roșie este cea mai solicitată și cea mai aglomerată, unde s-ar dori o eficientizare mult mai mare. Și am avut norocul să aflăm tocmai în cadrul acestui concurs din partea primăriei că ei deja au monitorizat aceste locuri de parcare, multe dintre ele. Și asta înseamnă că soluția noastră deja poate merge se poate implementa foarte ușor în prima fază, fără să trebuie să montăm o cameră video pe un tramvai, care da, este o soluție puțin mai dificilă. Ce folosim de exact aceste camere pe care și primăria le folosește pentru a le monitoriza și prin integrarea unei soluții de inteligență artificială care să facă detecția automată a locurilor de parcare, a mașinilor care sunt pe aceste locuri de parcare și a oferi în timp real date mai departe cu locurile de parcare ocupate. Deci cumva deja munca va fi în a extinde și deja e o porțiune care e construită în avantajul vostru. Da, exact. Vă gândiți după Timișoara să, dacă se dovedește a fi un concept care într-adevăr prinde bine, spre ce oraș v-ați îndrepta după Timișoara? Credem că această soluție este necesară în toate orașele mari ale țării. Eu sunt din București, observ această problemă cu locurile de parcare în permanență, cu colegi care sunt din Iași. Deci credem că este o soluție universală, odată testată și validată, astfel încât primăriile să capete încredere că da, uitați, această soluție nu este doar ceva SF, se poate face cu camere video ieftine deja amplasate și poate fi foarte ușor extinsă mult mai departe, astfel încât cetățenii să beneficieze de astfel de soluții acum, nu peste 10 ani. De acord. Mie ce mi se pare foarte fain că voi deja ați făcut un studiu legat de care sunt aplicațiile sau serviciile deja existente și cumva să veniți ca o integrare. Și îmi imaginez că pentru fiecare oraș în parte va presupune același proces de a vedea ce infrastructură e deja creată la care voi să veniți în completare. Voi deja v-ați creat sau aveți un site undeva unde puteți fi găsiți pentru cei care ar dori să vadă când e gata ideea? Sigur. Dacă sunt cetățeni interesați, ne pot găsi pe site-ul crowdlens.ro, nu carlens.ro. Carlens este un proiect din această firmă, deci noi suntem ca entitate, suntem deja disponibili, dezvoltăm astfel de soluții, de aceea reiterez ideea că din punct de vedere tehnic aceasta este o soluție fezabilă, ușor de implementat, trebuie să existe doar dorința din partea stakeholderilor pentru a merge mai departe și a implementa această soluție. Așa, crowdlens.ro sau com? Exact. Crowdlens.ro. Am pus deja în comentarii pentru cei care ne urmăresc. Și practic pentru anul viitor, cum ați zis, crowdlens sau crowdlens? Am greșit eu, crowdlens. Ah, ok, bun. Doar am vrut să mă asigur că nu-i trimitem pe ceilalți în altă direcție. Bun, vă doresc mult succes. Chiar mi-aș dori să discutăm anul viitor despre ideea asta, pentru că adică, într-adevăr, este foarte ușor implementabilă, nu presupune o rezistență așa de mare în a construi infrastructură și, într-adevăr, e o soluție care ulterior poate fi transferată și celorlalte orașe. Și e foarte fain că sunteți o echipă destul de diversă, deci e bine că v-ați completat fiecare, ba în zona de inginerie, ba în zona de arhitectură și urbanism și cumva
forțele astea, că dacă se combină, ajută enorm de mult. Și cred că asta e o idee pe care am văzut-o în prezentările tuturor echipelor, că cel mai mult și cel mai bine ies ideile atunci când ne punem mai multe specialități în aceeași cameră și e un exemplu de ce soluții inovative pot ieși dacă fiecare contribuie cu piesa lui de puzzle și de expertiză. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult. Chiar vreau să văd dacă mai sunt printre ceilalți colegi prezenți. Te mai avem pe Gabriel. Short switching to English, if I may, and to bring Gabriel back to the stage. So I just wanted to thank you all for tuning in into this presentation and for sharing your projects. And we look forward to seeing them next year. This is just for people to have an idea. We created this urban mobility lab to create the proper space for such ideas to come forward, but they wouldn't be the same without you guys. So we wanted to thank you for trusting us and being part of this project. And we really, really hoped that next year we will get to showcase your success or your lessons from such projects, because this is what I believe is the future of cities, projects that come from the down up. So if we have people that would love to tune in, I would love to give both Gabriel and Ionuț the chance to send out a message to whomever would like to also take part in designing their cities in their future in our projects. Well, I mean, what can I say? It's just the willing to participate, the willing to be to be shy and to speak up. I will give a personal example. I live here in a city where the people speaks and talks a lot and in the way of community, and they are not shy. It's like something is bothering him. It's like, okay, this is happening around us. Let's try to work together. Let's try to reinforce the what is happening in a positive way, of course. And I believe the participation of the people is quite important. And also, of course, to have both. I mean, we cannot have A without B and C and C and D. So at the end, it's like also the people from the municipality, they are really open here to hear your ideas, to hear what you want to say, and to say, okay, maybe in 2-3 months you can, for example, recently was like a call for anybody who lives in the neighborhood to say, you want to improve your neighborhood? How? What's an open call? You describe and it's called like this, the feature of your neighborhood, please. And it's like this, open. And at the end, everybody can say something and to say, okay, there is a problem with the garbage, there is a problem with the, because we have a lot of problem with the bicycles around here, because there are a lot, we don't know what to do. We're driving inside bicycles. So at the end, like this, again, the people give us a solution, and the people said, cool, we will work together as a team and we will do it like this. So I believe that we don't have to be shy as a citizen. We have the power to say this, and also the other people from the other side has to listen what we are saying, because this is for everybody. So we have to do it in this way. Mm-hmm. Thank you very much, Gabriel. Ionuț, Romanian or English, whatever feels more easy for you. Pot vorbi în română, pentru că probabil publicul este român. Nu am o invitație decât către primării, city managers, cei care sunt în aceste poziții și sunt interesate de o astfel de soluție să ne contacteze, pentru că în final această soluție vor beneficia primăriile și nu doar primăriile, cât cetățenii. Ei vor fi principale beneficiari acestei soluții și cred că toată lumea va câștiga de pe urma ei. Complet de acord. Vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Thank you once again, Gabriel, and echipa Carlens, echipa Cargo, echipa Strollers, echipa Alternative Commute. Vă dorim mult succes și să ne vedem cu bine anul viitor. Iar pentru cei care ne urmăresc pe Urbanize Hub Romania, mâine vom avea și ideile de la Urban Mobility Lab Galați, așa că vă așteptăm și acolo să vedeți ce idei faine au ieșit din proiect. Toate cele bune tuturor! Ne vedem data viitoare! Numai bine! Bye-bye!